Gest disperat al unui bărbat din municipiul Botoșani. Acesta a vrut să-și pună capăt zilelor aruncându-se de la etajul 2 al unui bloc de pe strada Unicescu. Bărbatul în vârstă de aproximativ 60 de ani locuia singur după ce nevasta acestuia decedase în urmă cu ceva timp. Se pare că măcinat de singurătate, dar și de boala necruțătoare de care acesta suferă, a hotărât să-și pună capăt zilelor. Într-un moment de nebunie, bărbatul a deschis fereastra camerei, a strigat la un vecin care se afla la parterul blocului să se dea la o parte și hotărât că nu mai are pentru ce trăi, s-a aruncat în gol. În încercarea de a-l salva, bărbatul care se afla la parterul blocului s-a așezat în dreptul pervazului în speranța că îl va putea prinde în timpul căderii. Am vrut să-l amortizez. Dar l-ați văzut cum s-a urcat pe geam? Da, cum l-a strigat pe mine. A strigat? Da, da. Dacă le povestim, mă rog, au spus, mă dau deoparte, dar... În urma impactului, bărbatul a suferit numeroase traumatisme pentru care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Astfel, în scurt timp, la fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD care a transportat bărbatul către unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean.